Și funcționarii publici din administrația locală, polițiști locali sau specialiști au protestat astăzi în fața Parlamentului. Sute de oameni nemulțumiți de legea salarizării au ieșit în stradă în încercarea de a-i convinge pe deputați să nu adopte proiectul în forma actuală. Bugetarii se plâng că noua lege va politiza administrația, iar angajații vor fi discriminați. Principala problemă a funcționarilor este că salariile lor nu vor mai fi stabilite prin lege, ci prin decizii aleșilor locali. Protestele vor continua și zilele următoare, dacă revendicările nu le vor fi luate în seamă. Sute de sindicaliști din toată țara au protestat la Parlament față de prevederile legii de salarizare. Venim de la Bistrița, de la sute de kilometri distanță, suntem și noi cetățeni demni și patrioți și dorim ca și noi să avem drepturi la fel ca ceilalți bugetari. Doamna Olguța Vasilescu, ministra muncii, să știe că nu avem salarii de 200 de milioane. Sunt salarii decente cu care de-abia reușim să ne creștem copiii. Manifestanții cer Comisiei de Muncă a Camerei Deputaților, cameră decizională, să susțină și să adopte amendamentele și grilele de salarizare propuse pentru administrația publică locală. Printre protestatari s-au numărat și polițiștii locali. Suntem și noi polițiștii locali, nu numai doctorii, profesorii și alte categorii. Dacă acest proiect va deveni lege sub forma în care este acum, cel puțin noi polițiștii locali vom fi sclavii primarului. Deci salariile noastre nu vor mai fi sigure de la an la an. Sindicaliștii susțin că, în forma actuală, legea nu reglementează o salarizare unitară pentru tot sistemul bugetar. Au înaintat Parlamentului un proiect al grilelor de salarizare pentru funcționarii publici, dar nu a fost luat în seamă. Oamenii se plâng că, în lipsa acestor grile, administrația locală va fi la mâna aleșilor, ceea ce va duce la politizarea sistemului. Cum să dai într-o țară a corupției dreptul de a decide asupra salariilor consiliilor locale, județene sau municipale? Păi înseamnă să legiferezi nepotismul, să legiferezi corupția. În niciun caz nu se poate accepta așa ceva. Anul ăsta poți avea un salariu, anul viitor poți avea alt salariu. În funcție de cum hotărăște factorul politic din administrația locală. Noi nu avem grile, am fost lăsați pe din afară și nu este normal. Deci noi suntem cenușăreasa administrației, am putea spune. Nemulțumiți de legea salarizării au fost și informaticienii din justiție. Mulțumiți de salariile noastre. Vor neapărat să ne scadă salariile, un lucru care mi se pare total incorrect. Prin plasarea acestora ar urma ca salariile specialiștilor IT din justiție să scadă cu procente cuprinse între 50 și 70%. Muncind de nesar capacele. Și să știți că IT-ul nu e ieftin nicăieri. Dacă au externalizat serviciile, nu înseamnă că e ieftin IT-ul. Oamenii sunt hotărâți să protesteze și zilele următoare, dacă nu li se vor respecta solicitările. Proiectul legii salarizării ar urma să fie supus la vot săptămâna viitoare, în plenul Camerei Deputaților.